vi drag așa să treceți pe aici, să vă uitați, să... Foarte mult. Foarte, foarte mult. Sunt mulți care vin din prin țară, turiști și din ăștia, deci opresc străini, chiar și copii mici. Cu toate că nu-i muzeu ca la un muzeu. Da, exact. Vin și merg la bătrânică, o întreabă cum e, cum... Asta, deci foarte, foarte, foarte mulți vin și se interesează de casa respectivă. Frumoasă, rustic, ar fi ceva ca pe vremurile strămoșilor noștri. Lucruri vechi, foarte vechi, dar le îngrijește și astea sunt condițiile ei de trai. E o altă lume? Da. Din 1963? Da. De atunci a locuit singură? De atunci singură, singurică, ca și cucu. Atunci mi-au urmărit părinții amândoi și... N-ați avut familie, numai părinții? Numai. Mătușelică, de câtă vreme locuiți în căsuța asta frumoasă? Eu? Din 25. Ați și uitat câți ani sunt de atunci? Poftim? Ați și uitat câți ani sunt de atunci? În anul 1925. Ea la copilărie era formă singură. La părinți. Ce ați crescut? M-am născut, ație... Cum așteptați Crăciunul anul ăsta, mătușă Iulică? Auzi, nu tare rău. Picioarele astea mă omoră. Har Domnului, cu ce să mă descurc, am... Numai sănătate. Aici, în casa dumneavoastră, toate sunt neschimbate, de când știți dumneavoastră, așa-i? Da, tot așa, nu s-au schimbat nimică. La început, cât ați locuit în casa asta, părinții noastre? Câte persoane au locuit cel mai mult aici? Au fost tata, mama, bunica și eu. De când m-am născut eu. Și casa de câți ani ea? Da, pe cine știe de câți? Dacă tata s-a născut în 1897, aici s-a născut, tot în casa asta. În casa asta s-a născut. Și dumnealui a murit în 49. Cum mergem la colindat, noaptea de Crăciun, a doua zi la verger, la școală și la teatru, făcem teatru, în tinerețe. Era mai frumos atunci, numai că erați mai tineri, sau era și lumea altfel? Pentru noi a fost mai frumos atunci. Că se făcea joc la șură, de-a dracu merei și... Stătea și femei și bărbați și cine era pe acolo, joc la șură. Amunui și ziua, noi seara, pe când să era pe asta vremea acasă, mai era la joc, amunui noaptea să duc la jocuri. O fă mai respectos și mai prietenos și altfel. Nu știi că cu cine stai de vorbă. În jurul dumneavoastră numai lumea s-a schimbat. Aici casa a rămas la fel. Casa mi-a rămas la fel așa ca și de mult. Hai că tot s-a mai făcut ceva modificări. Perdeale când am fost o fată tânără nu s-a purtat în geamuri.
făceam regole. Am să mai moderniza cât de cât un pic. Da. Oricum, dacă intri din drum aici, la dumneata, faci o călătorie în timp. Parcă intri cu 100 de ani mai târziu. Da. O, Doamne, Doamne. E bine până are omul sănătate. Și minte. Soba tăi atunci, soba și cuptorul, tot așa-i. Cuptorul aici a făcut cuptor de pâine. Dar mă nu mai face că s-a dus bolta aceea unde juca para de să cocă pâinea. Soba aia ce va câte un lemn pe e. Pentru mine e călduroasă. Acela moderne nu merea aici în coliba mea. Și să vreți, n-ați putea să le puneți, așa? Acele moderne sunt milioane. Ei. Călcătorul ăsta, mai călcați cu el? Da, sigur. Eu cu ăsta călc, nu cu la curent. Ia, acolo e bufetul. Dacă vrei și din coace patul. Uitați. Aici, Nils. Aici să pun vasele, paharele. Și toate sunt vechi, de câți ani au astea? Ce fel? Bufetul, patul. Aici ai făcut de tata meu. Patul e de ce știu cine și de când-i. N-au etichete. Doamne, Doamne. Ue. Și curent? Nu v-ați băga curent? Nu. Dar ce-mi de bun curentul? Nu v-ar place un televizor? Ele. Nu mă uit la el unde-ci. E mai sănătos fără el? Nu. Când a fost tânăr, atunci după ce au apărut televizoarele, a fost o realitate. M-am uitat și eu, nu mă uit la nimic. Și cum vă petreceți vremea? Apoi mă mai duc la o vecină, mă mai duc, ies așa, pacii pe la vecine. Cum v-ați pregătit de Crăciun, mătușa? Am pregătit cu sarmale, cu chistele, cu prăjitură. Atunci am de așteptat să vie seara de Crăciun. Poste, postul, tot postul, poste. Să vie seara de Crăciun și să mănânci o bucată de cârnațuri, o bucată de cozonacuri, o prăjitură. Am uitat atâta și că-i ajun, ca și n-aș ajun. Destul de bine cu sănătatea la vârsta și etatea care o aveți. Credeți că din cauza că ați trăit într-o casă ecologică, naturală? Eu nici cartofi nu-i mănânc, nu-i pun îngrășăminte la ei, nici nu-i stropesc. Nici în grădină, pe usturoi, pe ceapă, pe astea, eu nu pui îngrășăminte deloc. Deci trăiți natural, din toate punctele de vedere. Nici nu-mi trebuie pulpe, nici nu-mi trebuie pui, nici mă întreabă pui meu numai.
Erau mai sănătoși oamenii de mult? Mai. Au fost mai sănătoși, a fost altă viață. Amui păcat că mor tineri și rămân poșoroși bătrâni de năcaz. Parchet pe jos, nu v-ar plăce? Nu! Aia parchet o mână, aia așa ne baba bătrână e, o lipțit și o pus în genunchi și e și o lipțit în casă, întinde, afară. Când v-ați lipit ultima dată? Ia așa. Când a lipit prima dată? Ultima dată, amu. Alaltă ieri. E lipit proaspăt? Da, sigur. Da așa. Niște termopane în loc de geamuri. Da, ce mi-l pune? Nu-mi trebuie. Este nis, făcute de tata meu. Ușa cine a făcut-o? De tata meu. De ce vă bucurați acum? Că am ajuns seara de Crăciun. Dacă Dumnezeu va ști că mai avea o parte de al Crăciunor, nu. Mătușe, sărbători fericite și Crăciun fericit să aveți! Și eu vă doresc numai fericire și bine și sănătate. Să ne vedem și la anul, tot așa. Da, păi nu știu. Asta, acel de sus, știe când vine și cum vine. Și multă sănătate și putere de lucru. Aceea e o vere până o are omul. Numai nu ăștia prețuii când o are, pe când ar prețuiua, s-o dus.